Asta e piedica. Se ține pusă până în ultimul moment. O dai așa la o parte, liber la glonțe. Calibru mic, dar-și face treaba. Băi! Vezi ce faci cu el? Să nu te văd pe la știri. Când e gata, micu? Când îl presnești și sare. Arde-l. Vezi? Ia-l că uite ce placără s-a făcut. Acum să arde friptura dacă nu ne grăbim. Bine, bravo! Uite, știi de ce așa? De la grăsime. Hai! Toată lumea la masă! Gata, micii, gata, cârnații! Bună seara! Tati! Ștefan! Ce, bă? S-a simțit miros de mici la cazinou? Că mulți am mai luat până ai ajuns. M-a oprit poliția. Poliția? Dar ce? Să nu spui că ai rămas fără carnet. Eu? Nu. Corupția funcționează încă. Maria, a venit Ștefan. Să rămână. Foame? Da. La mese, nici n-am văzut că ai venit. Minți prost, Tibore. Te uitai la mine, de ce? Că nu, mă uitam la mese, că la mese mă uit, ce erai la mese. Adică, asta fac eu aici, mă uit la mese. Adică, ce... Bine. Păi atunci mă duc la mese. Că acolo ai curaj să te uiți la mine. Bine. A scos neapetre unțul din el. Mama? Hă? Când mai venim? Dar nici măcar n-am plecat, mami, de aici. Dar nu vreau acasă, că acasă e plictisitor fără tata. Nu putem să dormim aici? Nu, în seara asta nu putem să dormim aici. Dar o să mai venim. E greu acasă. Nu prea are cu cine să se joace, se simte singur. Da, Ștefan e ocupat mai tot timpul. Iar așa de ocupat, Ștefan? Da, e o afacere mai delicată asta și cazinou. E adevărat, cazinou e o afacere frumoasă, e periculoasă așa, da. Și Matei are nevoie de tine. A zis el ceva de genul ăsta? Păi trebuie să zică, băi, Ștefane. Eu să știi că sunt foarte supărat pe tine. Ai lăsat copilul ăsta vraiște, așa, de izbeliște. Nu e bine, nu e bine. Da, să știți că Ștefan îl iubește foarte mult pe Matei. Doar că e ocupat în ultima vreme, atâta tot. Ce mă bucură e că Matei se simte bine aici la voi. Habar n-am, nu știu, e... Ca și cum voi ați fi bunicii pe care nu i-am avut niciodată. Și dacă nu-l găsim la doamna Eliza, unde-l căutăm? Dacă nu-l pierdeai.
Svan! Te-ai tuns. Ești mai bărbat așa. Cu ce ocazie? Am venit să-ți fac o vizită. Bravo! Bravo! Hai să-ți fac un tur. Hai! Dar nu joci. Hai, hai. Pleci. Banii? Cam da. Nu e cine știe ce, dacă știam că vii, organizam ceva frumos. Eram în trecere. Auzi, dar în ce an s-a deschis cazinoul ăsta? Nu știu exact. Ștefan știe mai bine, eu l-am preluat de puțină vreme. Știsem undeva că s-a deschis prin 2007-2008, așa cam ca la un an după JAF. Vrei să bem ceva? A găsit Tibi, e la casino. Calcul. S-a dus după Leo. Chiar nu vrei să stori ceva de băut? Ce noroc pe Ștefan. Cum e destinul? Cum e destinul? Prietenul cel mai bun ajunge la pușcărie. Și el era polul total opus. Și un an mai târziu deschide un cazino. Ce noroc! Norocul prostului, știi cum se zice. Estor? Nu. Dacă lucrurile merg prost, știi ce ai de făcut, da? Nu o să meargă prost. Dar dacă merg prost și află... Știu ce am de făcut. Ok. Ștefan nu e prost, știi? Nu. Mă gândesc doar cum a reușit el să facă rost de bani. Să deschidă... cazinoul ăsta. Nu știi pe Ștefan. Tot timpul cu tot felul de combinații. Am promutat de undeva, s-au câștigat la poker o sumă mare. Abar n-am, mi-a povestit ceva la obeție, dar... N-am avut răbdare să-l ascult. Nu. N-ai avut. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mă fascinează mai tare. Ce anume? Norocul. Norocul ăsta care a apărut fix după ce Adriana a intrat la pușcărie. Să fi fost el piazarea. Nu te mai gândi. Știi cum e viața? Odată se schimbă și te lovește norocul. Da, tu te bucuri. Ștefan te-a tras în sus după el, nu? Ia uite, e șef de casino. Nu m-a tras nimeni în sus. M-am ridicat singur. Eu și Ștefan suntem parteneri de afaceri. Nu m-a adunat de pe străzi. Parteneri de afaceri? Tu, Ștefan, Eliza, toți trei. Eliza? Ce treabă are Eliza? Hai, mami. Hai că am ajuns. Hai. Hai că nu te pot căra.
Tata nu vine? Nu, nu vine. Hai, hai, hai. Tati are treabă. Să n-adorm, să n-adorm, nu, 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 că nu poți să te car în brațe, hai, hai. Mamă, poți să nu mă spăl pe dința asta, că mor de somn. Da, facem o excepție azi, hai, fugi în cameră la tine. Roxana? Ce s-a întâmplat? Roxy? Vlad? Mă gândeam că voi ați fost mereu apropiați. Toți patru. Mă gândeam cum ar fi să fi fost și Adrian aici. Ar fi fost ceva. Doar că n-ar mai fi stat cu voi. Și știi de ce? Pentru că ar fi fost rușine. I-ar fi fost rușine de ce a făcut. A omorât un om, Leo. Poate din greșeală, Răzvane. Nu omor un om din greșeală. Se numește crimă. Există nuanțe aici. Se numește crimă. E altă femeie în viața lui. Simt asta. Și mă găsesc de el ca o proastă și mă urăsc pentru asta. De ce? Nu trebuie să te urăști pe tine. Trebuie să-l urăști pe el. El care apare și dispare ca o fantomă. Și tu care îi sari în brațe la primul gest. Câteodată mă gândesc dacă Adrian a fost nevinovat. Dacă altcineva a făcut-o și a dat vina pe el, cum ar fi să aflăm că a fost nevinovat? Cum ar fi Leo să aflăm că a fost nevinovat? Cred că aș fi în stare de orice. Nu cred că mai contează. Chiar dacă ar fi fost așa, cum spui tu, să fi fost nevinovat. Și cel care l-a înfundat, ar face tot posibil să nu se afle. Așa că stai în banca ta, Răzvane. Multe nenorociri se întâmplă pentru că oamenii nu stau în banca lor. Adrian a murit. Am plâns cu toții după el. Dar de la groapă nu-l mai putem întoarce. Tu te-ai dat în oglindă în ultima perioadă? Știi cât ești de frumoasă? Orice bărbat din lumea asta ar fi norocos să fie cu tine. Crede-mă. Așa că nu e vina ta. E vina lui. Nu e vina lui. E altceva acolo. Nu poate fi decât așa. Ori e vina ta, ori e vina lui. Nu există altă variantă. Mama, există și varianta în care cealaltă femeie e vinovată. Care cealaltă femeie? Despre ce vorbești? O știi tu? Ai văzut-o? Știi sigur că există? O cunoști?
Dar nu mi-ai spus pentru ce ai venit. Auzi, Leo, mai ții minte gardianul care a fost omorât de Adrian în noaptea jafului? Crezi că Adrian l-a împușcat pe la spate? Nu, Răzvan. Adrian n-ar fi omorât pe nimeni pe la spate. Aici erați. Sper că n-am întrebat nimic, nu? Nu. Leo, trebuie să vorbesc ceva cu tine urgent. Hai să mergem la bar. Răzvan, voia să bea ceva? Răzvan, ești ok? Vă rog. Da. Cunosc foarte bine pentru că seamănă cu mine. Se agață de Vlad și lui... Și e milă de ea sau frică de ea, dar nu o iubește. Roxana, aici e despre tine. Dacă el te iubește sau nu. N-are nicio legătură cu femeia asta. Pare legătură pentru că îl ține legat. Cum ar putea să-l ține cineva legat? Și chiar dacă ar fi așa, asta nu e treaba ta. E treaba lor. Ideea e, Roxy, că... Vlad nu te iubește. Și el are de pierdut. Tu ai toată viața înainte. Trebuie să-ți vezi de drumul tău. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Așa o să fac. Să-mi văd de drum. Am vorbit mai devreme, nu? Zile vreau că am o grămadă de treabă. Singura ta treabă acum este Ștefan. Unde-i mă copilul ăsta? Am vorbit cu Delia și cu Cezar să vă vedeți. Tibi, vezi că a fost Răzvan pe aici, tare dubios. Are în pistola, el a dispărut așa, nu mai văd. Păi și crezi că Răzvan nu-i filmat? Și dacă e, nu vreau să-l am pe conștiință. Bine, las că-l găsesc eu. Stai niște. Calco! Calco, Calco, Calco! Hai! Mergi, mergi, dar unde să mergi? Doar mergi, te rog eu frumos. Doar mergi, hai! Hai! Ce-i, frate, de ești așa agitat? Doar mergi, te rog eu frumos, hai! Vlad, nu încerca cumva să mă faci, că va fi ultima ta greșeală. Alege, ori eu, ori ăștia doi. Mai, tu și ăștia doi să vă vedeți să vă reglați conturile. Singuri, fără victime. Mie tot nu-mi e clar. Cu cine ești tu în toată afacerea asta? Diseară, la tine. Amin.
Vlad o să rămână la bar în seara asta. Ăsta din spate e după tine? Mergi mai repede! Băi, sper că n-ai făcut ceva rău, frate, că nu vreau să am probleme. Răzvan, ce faci? Unde ești? Te rog frumos. Asta e între mine și ei. Lasă-mă în pace, n-am nevoie de ajutorul tău. Dar ce-i frate de ăștia așa agitat? Răzvan, vino puțin să vorbim, te rog. N-am timp, trebuie să mă antrenez. Răzvan, vino aici, am zis. Știi, Răzvan, sunt unele lucruri în viață care pur și simplu nu sunt corecte. Chiar dacă ești cel mai bun, chiar dacă muncești, sunt unii oameni care nu-ți dau ce meriți. Pur și simplu, orice ai face. Știu că nu o să mai joc. Și? Dar, Răzvane, nu o să mai joci deloc. Nu o să te bage nici măcar un minut. Înțelegi? Răzvane, te-ai zis ce am spus? Da. Dar hai să vedem dacă au cum. Răzvane, nu te mai las să mergi la antrenamente. Eu nu vreau să te umilească, tu înțelegi? Știi care-i faza? N-au cum să mă umilească dacă sunt cel mai bun. Și-ți mai zic un lucru. Nu-mi pasă atât de mult de fotbal, că nu asta vreau să fac în viață. Dar mă enervează că nu e corect. Și că eu ar trebui să fiu în echipă. Mersi că te-ai gândit. Dar nu îți face griji. Hai! Bă, ce dracu ai făcut, bă, băiatule, de te umărește ăștia, bă? Nimic, doar mergi, te rog frumos, nu m-ai întrebat, doar mergi, hai! Am familie acasă. Fă drept aici, fă drept aici. Acum, acum, dai. Hai! Acum! Ceva nu vezi că vine după noi? Bă, dar dacă sun eu la poliție acum? Bă, te rog eu frumos, nu suna la poliție, doar mergi. Te rog! Da, Tibi. L-am găsit, stai liniștit. L-ai găsit. Ai grijă să nu facă vreo prostie. Am înțeles. Te sună dacă nu intervine ceva. Asta numești o întâlnire în doi? Să fii mai mult să ne plictisim. Hai că-i bine, hai că-i bine. Mergi. Îi pierdem. Hai.
Ce mă fac eu cu Răzvan? A trecut glonțul pe lângă ureche și ăsta nu o să se lase. Trebuie să fim atenți atât. Dar dacă îi spun eu adevărul, dacă îi spun eu sunt Adrian, n-am murit, n-ai nicio vină. Domnule Vlad, asta nu se poate. Adrian nu mai este. Adrian a murit în pușcărie și așa trebuie să rămână. Vreți să fiți nou Adrian? Vă leagă ăștia. De data asta nu vă mai îmbie nici dracu. Pește aici! Ia, mersi, ai grijă de tine, frate. Zi, Tibi. Am găsit. Dă un share location. Acum. L-am găsit. Gata, Răzvane! Antrenamentul s-a terminat! M-am până la 100! Am zis gata! Răzvan, nu uita! Noi suntem de-a partea ta! Răzvan, nu uita! Noi suntem galeria! Răzvan, nu uita! Noi suntem de-a partea ta! Răzvan, nu uita! Noi suntem galeria! Răzvan, nu uita! Noi suntem de partea ta! Corentina! Răzvan! 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 Ia uite, Răzvan, e cea pentru tine! Alo, băieții! Ce-i circul ăsta aici? Stai, prietenele, liniștește, de că abia am început. Da, am venit la meci. Are Dumnezeu o propunere de nerefuzat. Fii atent, noi trei cu Răzvan împotriva la cea mai bună ptoi tăi. Dacă câștigăm, mă lași pe Răzvan să joace. Plecați-mă cu tâmpenile astea de aici. Alo! Hai să jucăm și lasă gargara. Sau vrei să-ți spar toate mingile astea? Ce? Nu te lasă ăla? Ți-e frică de el? Lasă că ți-l aranjez eu. Fii atent. Primii la 5 câștigă. Și de la noi n-are voie să marcheze decât Răzvan. Marchează doar Răzvan. Dacă vrei, ce-o dau și pe mama de nevastă. Echitabil, nu? Băieți! Echipa!
Răzvan, ce faci? Ce faci cu ăla? Nu te mai ține după mine. Răzvan, ascultă-mă. Nu. Nu vreau să vorbesc cu tine. Lasă-mă în pace. Nu pune mâna pe mine. Pune mâna pe mine. Uită-te la mine. Nu. Zărică, tată, ardem gazul de fomană. Termină ce ai determinat și lasă-mă să mă duc pe lumea înaltă, că am o întâlnire pe care nu pot să o ratez. Lasă. Le oclește. Ce poreclă de căcat. Lasă-mă în pace. Ce v-ați gândit voi, nu? Vă-i milă de mine? Zi, Vlad, vă-i milă de mine? Ăla micu, nu? Ăla orfan de frate. Hai să-l angajăm, mai să-i rom un suc. Asta m-ați gândit? Zile asta m-ați gândit? De unde ai venit tu, Vlad? Zi-mi și mie. Cine ești tu? Ce vrei de la mine? Vrei să înlocuiești pe Adrian? Asta vrei? N-ai cum. Nimeni nu poate. Nu poți! Nu poți! Nimeni nu poate! Lasă-mă în pace. Te rog, lasă-mă în pace. Trage. Trage. Asta o să te facă să te simți mai bine. Trage. Asta e garanția că o să livrez pe prietenul tău, drag Ștefan Dragomir. Ce garanție, moșule? De ce crezi că aș face asta? Pentru că lumea te crede băiat deștept. Dar tu nu ai decât 5 litri de sânge care se scurg foarte ușor. Și mai e ceva.
nu sunt disponibil, lasă un mesaj. Hei, Vlad. Ciao. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai primit la tine acasă. Am venit acasă acum. Încerc să văd dacă găsesc o variantă de rezolvare. Să prepar lucrurile cu Eliza, să o iubesc, ce dracu să fac. Da, de-aia te-am sunat să zic că n-ajung. Așa că, da, mulțumesc frumos. Sper că n-ajung. Pa. Hai să uităm. Tergem cu buretele tot ce nu ne putem povesti. Încercăm să o luăm de la capăt, că altfel măcar pentru Matei. Are nevoie de amândoi. Are nevoie de amândoi. E la el în cameră. Dorme? Nu, pe tabletă. Welcome. Ce faci? Citesc. Văd că bei. Dar ce, ai pățit ceva? Nu, n-am pățit nimic. Mi-era sete. Vrei să plec? Cred că e cam târziu să mă întrebi asta, nu? Din moment ce ești deja aici, frumos era să mă întreb dacă vreau să vii. E supărat pe mine că n-am vrut să merg la tratament în Londra. Sincer, m-am gândit. Nu mă mai interesează dacă te duci la Londra sau nu. Este ultima mea grijă dacă tu vrei să mori sau nu. M-am săturat să fiu Maica Tereza.
Este dreptul fiecărui om să crape atunci când crede el de cuviință. Și eu pot să respect asta. Deci, faci ce vrei tu, când vrei tu. Eu nu mă mai opun. Să fac ce vreau eu. Fără ca tu să te opui. Te-am trimis? Te crezi norocos. Te crezi peste tot. Crezi că ai îngropat oameni și întâmplări. Crezi că totul merge uns și deodată. Ștefan se scufundă. Te uiți în jur. Ca să vezi. Și te întrebi. Dacă nu face nimic, ne ducem și noi cu el. Cum dracu am ajuns aici? Singurătatea e cea mai grea boală. Vreau că eu le am pe fetele mele. Are tai cadou și ai pus ochii pe amândouă. De multe ori, exact lucrurile, dacă nu ești atent, sunt cele care îți dau viața peste cap. Tibor, atâta vreau să spun. Timpul trece și nu în favoarea noastră. Iar dacă îți plănești fiecare mișcare și ești cel mai abil jucător, viața e întotdeauna cu câteva mutări înaintea ta. Și te face knockout. Ce vrei de la mine? De cine era femeia aia? Nu știu! Întrebarea e ce ești tu dispus să dai. Răzbunarea e mai puternică decât moartea.